în grupa de calificare în care am jucat, am avut adversari foarte puternici. Acolo am făcut o figură foarte frumoasă, am reușit să câștigăm. Vom merge să jucăm de la egal la egal în cele două amicale și cu siguranță va ieși bine. Entuziasmat și de faptul că în Spania avem mulți români, cu siguranță veți avea parte de susținere? Da. Din păcate, pentru noi ei nu sunt în țara lor, dar ne bucurăm că vor fi acolo și ne vor susține. Sunt niște meciuri tari, însă mă aveți destui absenți. Sunt mulți plecați la echipa mare, diverse alte probleme. Strângeți rândurile cei care Da, cei care sunt în locul celor de la echipa mare cu siguranță vor reuși să-i suplinească și să nu se simte lipsa celor plecați. Ce înseamnă convocările pentru tine sub tricolor? Înseamnă un lucru foarte mare. De când sunt mic, am încercat să joc la echipa națională, am visat să joc la echipa națională, iar de fiecare dată când venim la lot, abia așteptăm să ne revedem cu toții și să jucăm meciurile. Convocare pentru două meciuri amicale, importante. Da, sunt două echipe foarte puternice, Spania și Danemarca. O să fie un test foarte, foarte bun înainte de Euro. Ambele sunt calificate la Euro și o să fie un test pozitiv înainte de Euro. Însă aveți parte de multe absențe. Sunt ceva schimbări în lot? Sunt prea mulți plecați la echipa mare? Nu, cred că sunt prea mulți. Din câte pot să spun e că... Toți ați meritat la echipa mare? Nu, pot să spun că... Nu? Toată lumea care e convocată la echipa mare își dorește să joace la echipa de seniori a României, iar cred că jucătorii care vin să le ia locul celor care sunt absenți sunt jucători foarte buni cu calitate mare și pot să le ia locul. Da, vă dați seama și eu îmi doresc să joc la echipa mare. Deocamdată sunt la lotul de tineret și abia aștept să jucăm Euro la vară și să facem o impresie bună acolo, iar deocamdată concentrarea mea e doar aici să pe meciurile astea două de pregătire și să fim bine pentru campionatul final. Este o responsabilitate mare pe umerii voștri pentru că este un moment istoric trăit, nu? Toată lumea așteaptă performanță de la tinere. Eu nu cred că e o presiune. Pentru mine e o plăcere să jucăm la un nivel așa înalt. Am reușit calificarea după ce la început nu prea credea nimeni în noi și turneul ăsta final vine ca un bonus și pot să spun că nu e o presiune. Cum merg pregătirile în primul rând? Pregătirile merg foarte bine, având în vedere că doar ieri am avut un antrenament cu băieții care ne-am strâns momentan. Acum, din punctul meu de vedere, de astăzi începem mai serios, să spun așa, că ne-am adunat mai mulți și putem să facem antrenamente normale. Vor fi niște meciuri foarte importante pentru noi, pentru moralul nostru, care o să ne ajute să ne organizăm pentru Euro și să ne cunoaștem mai bine, să spun așa, și, nu știu, să ne ridicăm moralul. Adversar de calibru, așa, ne-a dat de câte ori de cam unde ne aflăm comparativ cu echipele puternice? Sincer să fiu, nu vreau să mă gândesc care e mai bun, care e mai slab, pentru că din punctul meu de vedere, na, fiind România, merge acolo, toată lumea te ia, să zic așa, de sus, dar din punctul meu de vedere o să facem o surpriză foarte mare. Cu Spania cum va fi? Sunt câțiva jucători care evoluează la Real Madrid, la Barcelona. Impresionant? Da, este impresionant, dar nu cred că ne intimidează chestia asta. Cotele lor sunt un pic cam mari. Da, sunt mai mari, dar din punctul meu de vedere, diferența o va face forța de grup. Da, ne pregătim foarte bine. Ieri am avut un antrenament, încă nu suntem toți, dar de azi, de mâine, sper să fim toți să ne pregătim mai bine pentru meciurile care urmează. Cum vor fi meciurile astea? Vor fi două meciuri grele, dar trebuie să ne obișnuim cu asemenea adversari, pentru că și la Euro vom avea meciuri. Spania un pic impresionant, așa?
Da, toate echipele sunt impresionante, dar eu zic să ne uităm la noi. Și noi avem o echipă foarte bună, puternică și am arătat-o de numărate ori că putem să ne luptăm cu oricine. Ne vor arăta partidele astea cam unde ne aflăm așa înainte de euro? Da, sigur, de aia sunt făcute aceste partide amicale, să vedem care este nivelul nostru și să ne obișnuim cu asemenea adversari. Jucătorii de la Barcelona, de la Real Madrid, cum va fi? Sincer, nu m-am uitat peste lotul adversarilor, dar și ne avem jucători valoroși. Abonează-te la FRF TV pentru mai multe videoclipuri.